în funcția mea. Deci dacă nu îi dau eu banii. Ce pentru că sunt poștași, sunt poștași care vor să iei banii. Greva este ilegală. Un nou protest a izbucnit la Timișoara. După mai multe promisiuni care nu s-au concretizat, mai mulți angajați ai Poștei Române, sucursala Timiș, au sistat activitatea și au ieșit în stradă. Angajații se plâng că după chiar 30 de ani de muncă primesc salariul minim pe economie, nu au concediu și nici condiții să-și desfășoare activitatea. Venirea salariului, după atâția ani de lucru, primesc salariul minim pe economie. Și condiții de lucru, nimeni nu vine. Concediu n-am avut în 2021, nu am concediu. Am concediu pe 2021, 2022, 2023. De dacă de 2-3 zile la sfârșitul lunii, că nu mai terminăm cu asta, și după aia tot noi ducem. Nu vine nimeni să ducă o scrisoare sau un pic sau ceva. Unul dintre motivele care i-au scos în stradă este faptul că din luna ianuarie nu mai există contract colectiv de muncă, nu este încheiat și oamenii nu au protecție. În primul rând, faptul că nu avem un contract colectiv de muncă. 31 ianuarie a expirat. Avem dreptul. La un moment dat am auzit că noi nu am obligația, avem. Nu cred că este și dreptul nostru așa de a ieși în stradă. S-a cerut 400 de lei net. Doar atât. Plus loialitate. Suntem angajați peste 25 de ani, 33 de ani, 20 de ani, 15 ani. Nu vrem. Dar ne dăm sufletul, ceea ce facem. Ne place, dar dorim să fim respectați. De către conducere, de către managementul general, plus managementul care este din al sucursalei Timiș, plus oficiul județean Timiș. Lucian Someșan, președintele SLPR Timiș, a declarat că după ce au fost făcuți toți pașii legali, a fost declanșată greva generală pe timp nelimitat până la rezolvarea cerințelor. Această grevă este cu totul legală, prevăzută în codul muncii. Sunt depuse toate actele prevăzute de lege la ITM și la companie. Deci dânsul, mă gândesc că nu este un judecător să-și dea cu părerea. Ilegal este dânsul și ceea ce face. A început să facă presiune împotriva oamenilor, să fie schimbați oamenii din funcție, astăzi, în timpul unei greve. Unde am ajuns? În ce țară trăim? E posibil așa ceva? S-a murit la Revoluție pentru drepturile oamenilor. Să ajungem după 34 de ani să fim încălcați în picioare? Avem dreptul, e prevăzut de Constituție și legile acestei țări să facem grevă. Nu e posibil să se întâmple ceea ce se întâmplă astăzi. Acest director a încălcat absolut tot ce se putea încălca din legi. Tot. Deși angajații Poștei Române protestează, pensiile vor ajunge la beneficiari. Tu ce să... Eu sunt convins că niciun pensionar nu o să rămână fără bani. Până la urmă toți o să primească, dar nu în condițiile astea în care conducerea ne amenință, inclusiv de la București, inclusiv de aici, fiecare care stau pe salarii, mă, ne amenință pe noi, bă, dacă nu vă duceți. Și la București, angajații Poștei Române au ieșit în stradă. Protestele continuă până când salariul va fi majorat cu 400 de lei și vor primi spor de loialitate.